20 noiembrie, luna intră în pești, favorizează trăirile puternice, experiențele spirituale, un interes mai mare pentru cunoaștere, emoții contradictorii, confuzii, sentimente, credințe. Soarele se află în cuadratură cu Saturn, există un risc de probleme de sănătate, adeseori legate de gripă, răceli, implicații pulmonare. Perioada este dificilă, blocaje în proiecte, în activități, unor activități care implică munca oamenilor, relațiile sunt mai dificile pe fondul acumulării de nervozitate, vitalitatea este mai slăbită. Marte are o cuadratură cu Saturn și apare o tendință de oboseală, de asemenea, prin această configurație, o nervozitate mai mare, riscuri de mici accidente, relații mai dificile, mai conflictuale, acțiuni poate unor mai violente. În 22 noiembrie, luna intrată în berbec va aduce tendința de autoafirmare, dorința oamenilor de a controla propriile emoții, tendința de a se afirma, relații mai puternice, mai romantice, relații de prietenie, deschidere, loialitate. Soarele intră în săgetător și există pasiune, idealuri, acțiuni pentru a înțelege într-un mod superior lucrurile, tendință de progres și dorință de libertate mai mare, natură și cunoaștere. În 24 noiembrie, luna intrată în Taur va aduce dorința de cunoaștere a trecutului, a idealurilor pe care oamenii le urmăresc. Marte intră în săgetător și aduce mai mult spirit de progres, aventură, dorința de a explora, de a cunoaște, de a obține progresul spiritual, intelectual, de a-și depăși propriile obstacole, uneori de a căuta să facă, să justifice anumite lucruri. Luna se află în conjuncție cu Jupiter și sunt de astfel și momente benefice. Luna are o conjuncție cu Jupiter și aduce aspecte benefice, optimism, sănătate, tendință de excese alimentare există și dorința oamenilor de a atinge finalitatea unor scopuri și dorința de a călători, sentimente, prietenii. În 26 noiembrie, Mercur are o cuadratură cu Neptun retrograd. 26 noiembrie, Mercur în cuadratură cu Neptun retrograd aduce momente de confuzie mentală, haos, visare, tendința oamenilor de a vorbi mai mult decât trebuie, nervozitate, uneori șarlatanii care se pot petrece mai ușor, relații obsesive sau neglijențe. 27 noiembrie, luna intră în Gemeni, aduce emoții, emoții destul de instabile, duplicitate, lipsește profunzimea, durabilitatea lucrurilor, tendințe de a se comunica mai mult, de a se transmite informația, de a se pune accent pe emoție, curiozitate. Sunt susținute și studiile. În 27 noiembrie, de altfel, avem și o lună plină, care se perfectează la ora 11 și 15 minute. În Gemeni există un moment tensionat, dorință de acțiune, decizii nebunești, riscuri de accidente, luna se află în opoziție cu soarele și sunt favorizate
stările de indecizie, de nehotărâre, discuțiile, oboseala, tensiunile, vitalitatea este scăzută, apar tensiuni mai mari. Există o opoziție a lunii cu Marte și putem vorbi de nervozitate, de neînțelegeri, de dorința oamenilor de a-și atinge cu orice preț scopurile, de a lua decizii care sunt mai greu de imaginat, riscuri de accidente pot apărea, de agresivitate, emoții crescute, care țin să pună pe un plan secund rațiunea, iar relațiile au parte de pasiuni puternice, opoziția care se formează implică un care, un T, cu planeta focar Saturn, lucru care favorizează mai multă agitație, dezamăgiri, riscuri de pierderi financiare, discuții prea multe, lecții de învățat în zona relațiilor. Uneori pot să apară foarte multe dezamăgiri, se caută adesea refugiu în activitatea profesională, și există o tendință a oamenilor de a se domina unii pe ceilalți. În 29 noiembrie vorbim de o lună în opoziție cu Mercur, care aduce emoție, aduce indecizie, aduce stări de agitație, de visare, tendința oamenilor de a căuta înșelăciunea cu orice preț și conflictul.